Bun găsit! Federația Sanitas a organizat un meeting de protest în București și un marș până la Piața Victoriei în așteptarea unor soluții clare privind sporurile din sănătate. Sindicaliștii Sanitas Suceava participă la meeting. Împreună cu ei sunt și sindicaliștii CNSRL Frăția Suceava. Aproximativ 100 de persoane din sindicatele sucevene au participat la meetingul organizat în piața George Enescu din capitală. Președintele Uniunii Județene CNSLR Frăția Suceava, Gabriel Buliga, a declarat pentru Bucovina TV că s-au alăturat colegilor din Sanita Suceava pentru că susțin drepturile colegilor din asistența medicală și asistența socială. Reivindicările noastre sunt aplicarea legii 153 care face mai multe discriminări în domeniul sanitar, în domeniul de asistență socială. Plafonarea sporului la 30% duce cu siguranță la diminuarea sporului pentru colegii noștri din asistență medicală. Scoaterea tichetelor de masă, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat diminuează din nou veniturile tuturor angajaților din asistență medicală și asistență socială. Suntem aici pentru colegii din asistență socială de la Suceava care nu au fost prinși pe legea 153 și nu au primit nicio majorare salarială din partea Consiliului Județean Suceava, respectiv 120 de funcționari publici și 300 de personal contractual. Suntem aici pentru demnitate. Câți participanți de la Suceava sunt? De la Suceava suntem aproximativ 100 de participanți. Delegațiile vin, meeting-ul urmează să înceapă la ora 11 cu marș spre guvern. Și un meeting de oră spre Guvernul României. Care este atmosfera din piața de acolo? Atmosfera este incendiară. Toți oamenii au venit în număr neașteptat de mare. Toată lumea este solidară și înțelege că numai uniți putem obține drepturile și demnitatea pentru locurile de muncă care le avem. Ne-am săturat de promisiuni și minciuni. Leonard Bărescu, lider Sanitas, a declarat că după acest meeting va avea loc o întâlnire într-un Consiliu Național și se va decide dacă se va ajunge până la grevă sau nu.